Bună ziua, dragii noștri! Bun găsit la Telemagazin! Din nou suntem alături de voi, noi suntem plini de viață și veseli. Voi, pe voi cum v-am găsit? Dacă nu, vă umplem noi luați de viață, de la noi. Nicio problemă. Da, luați, luați, fără număr, viață vă oferim. Haideți să vedem despre ce vorbim în această ediție. Astăzi, în emisiune... Multe fâșii forestiere sunt defrișate ilegal în țara noastră, iar numărul copacilor sădiți este mult mai mic, fapt ce pune în pericol pădurile. Cum intenționează autoritățile să rezolve această problemă, vedeți în continuare la Telemagazin. Doi tineri pasionați de călătorie au luat la pas satele din Moldova și intenționează să parcurgă în total peste 200 de kilometri. Tu n-ai mâncat nimic astăzi. Eu am mâncat, dar tu nu. No. Ieri nu știu dacă am mâncat. Prin ce peripeții trec și cum decurg drumețiile lor, aflăm chiar de la ei. La oferta zilei de azi avem un mop revoluționar. Cu ajutorul nanotehnologiei avansate cu abur, acesta dezinfectează și curăță toate bacteriile de pe podea și covoare. Avem, ca de obicei, cel mai bun preț. După 10 ani, minunea s-a produs. Dezlegăm misterul unui sat din Polonia, numit Tărâmul Amazoanelor, și vă spunem prin ce chinuri au trecut cuplurile de acolo pentru a concepe un băiat. Alegeți Telemagazin! Această săptămână o începem cu o zi de sărbătoare în calendar. Da, felicităm toți iubitorii de culturalizare muzeistică pentru că marcăm Ziua Internațională a Muzeilor și cu această ocazie vă propunem să vizitați online muzeele din țară. Toate colecțiile se află la un click distanță și pot fi văzute absolut gratuit cu ocazia zilei de astăzi. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, de exemplu, a creat rubrica Exponatul Zilei, unde puteți studia obiecte cu o valoare istorică deosebită. Iar Muzeul Național de Artă al Moldovei a creat o prezentare video cu cele mai deosebite tablouri din colecția sa. Pe de altă parte, Muzeul de Istorie anunță că, din cauza pandemiei, amână evenimentele dedicate Zilei Internaționale a Muzeilor pentru data de 7 noiembrie. Atunci va avea loc Noaptea Muzeelor, care în acest an va fi deja la cea de-a 16-a ediție. Mergem la muzeu? Mergem, neapărat. Și pe pandemie și pe vreme sănătoasă, neapărat să mergem la muzeu. Sau online, sau fizic, de ce nu? Exact. Iar noi continuăm. Artista Ina Jeleascova, cunoscută ca Izi Izvne, a devenit celebră pentru desenele sale de street art. Acestea au împânzit atât orașele din Moldova, cât și cele de peste hotare. Cu siguranță v-ați oprit măcar o dată pe lângă cosmosul și planetele 3D realizate pe unele clădiri de la noi. Exact ca și pseudonimul ei, arta cu care înfrumusețează străzile parcă e desprinsă din altă realitate. Izi Izvne, în 2014, a fost inclusă în cartea celor mai buni artiști graffiti din Europa. Mai bine zis, face parte din cei 100 cei mai buni. Chiar dacă nu a făcut nici măcar o lecție de pictură, talentul ei a făcut-o remarcată în toată lumea. Totul a început din dragoste față de cultura pop, din care face parte și arta de graffiti, street art sau mural art. Вообще все началось у меня с рэпа, то есть я раньше была рэпером, да, когда мне было 19 лет, там несколько лет у меня ушло на это сначала. Потом пробовала и брейкданс танцевать, и потом, когда перешла на граффити, прям так сильно влюбилась в это, что осталось вот до сих пор уже 10 лет уже рисую. Se poate mândri cu zeci de creații urbane pe care le-a dăruit orașului nostru și nu doar. Îi place arta 3D și tot ce e legat de cosmos și planete, iar asta reprezintă mural art și nu graffiti, cum mulți o numesc. De altfel, și pseudonimul ales îi reflectă în totalitate personalitatea și aspirațiile. Izi Izvne, adică fata dintr-o altă lume. На самом деле, когда у меня появился этот псевдоним, я ещё не рисовала ничего космического. То есть это у меня случилось года 3-4 назад. А псевдоним он появился сам по себе. Мне как бы его придумали друзья, и тогда я ещё не осознавала,
что оно, что и мой стиль поменяется в эту сторону. А вообще румыноязычные, ну, знакомые, кто на румынском разговаривает, они не знают слова «извне», потому что оно такое сложное немного. Вот, и они думают, что написано «извини». И все меня спрашивали, а перед кем ты извиняешься? Planetele, cosmosul, lucrările desenate în 3D și-au spus cuvântul. Acum artista este așteptată în toată lumea. Unul din proiectele care i-a marcat cariera a fost cel din Arabia Saudită, unde și-a etalat talentul în unul din cele mai mari saloane auto de acolo. A creat o adevărată capodoperă, iar angajații au rămas impresionați de talentul moldovencei. O atrag proiectele mari și așa cum îi place să se exprime, este mereu în căutare de pereți masivi lipsiți de culoare, dar care abia așteaptă să fie transformați. Acum câțiva ani această artă nu era înțeleasă, iar la o mică încercare de a vopsi un perete, chiar dacă avea permisiune, era luată la ochi de oamenii legii. У меня был один проект, тоже сделала стенку, тоже легально. Так я там рисовала 4 дня, это на ботанике было. 4 дня рисовала, а это была стенка жилого дома. У меня было на нее разрешение. Меня пытались и выгнать оттуда, и в полицию забирали, и матом покрывали, телефон разбили. Chiar dacă sunt multe istorii de acest gen în experiența tinerei, toate se încheiau cu bine. Это не единственная сфера, в которой я работаю. У меня еще есть общественная организация, в которой мы занимаемся развитием детей и молодежи через хип-хоп-культуру. Мне хочется остаться тут именно из-за этого, потому что я понимаю, что я могу что-то дать этой стране, будущему поколению. Abia așteaptă să se redeschidă granițele și să poată călători, căci o așteaptă noi proiecte și un mare festival de street art tocmai în Australia. O greșeală a pădurarilor de la Orhei s-a soldat cu 10 de copaci tăiați. Autoritățile au depistat abaterea în urma unor verificări inopinate în fâșiile forestiere din apropierea satului Vatici. Sub pretextul regenerării fondului silvic, pădurarii au tăiat aproape de 2 ori mai mulți copaci decât cantitatea pentru care au primit autorizație. Potrivit lor, de vină ar fi o neînțelegere. Controalele au fost făcute în 2 parcele de pădure din apropierea satului Vatici, unde recent s-au efectuat tăieri pentru regenerarea copacilor. Mare a fost uimirea responsabililor de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului când au găsit mai multe cioturi acoperite de văzul lumii cu pământ și vegetație uscată. Conform autorizației urma să fie recoltat un volum de 397 metri cubi. La evidență au fost luați circa 560, surplusul ăsta circa 170-180 de metri. De masă de masă a fost luat la evidență de către ocolul silvic. Responsabilii din cadrul întreprinderii silvice au recunoscut că au comis o eroare atunci când au făcut calculele pentru tăierea copacilor, dar spun că nu au făcut-o intenționat. Eroare umană. A încurcat materialele, fișele de evaluare de la parchetul care a fost exclus. Persoana respectivă a fost sancționată pentru erorile admise. A fost aplicată mustrarea aspră. Potrivit ecologiștilor, maestrul silvic care a admis aceste erori s-ar putea alege și cu o amendă suplimentară de cel mult 12.000 de lei. Materialele urmează să fie expediate Procuraturii Generale. Până atunci însă, controalele continuă și în alte parcele de pădure din cadrul ocolului silvic Vatici. În rezultat, membrii comisiei au depistat mai mulți arbori defrișați ilegal. Pădurarul însă nu a găsit nicio explicație. Singur, nu sunt la curând cum s-a primit așa, dar... Cine a făcut, de fapt, lucrul ăsta? Dumneavoastră trebuie să știți că sunteți pădurar. Aveți o explicație? Nu. Conducerea întreprinderii silvice spune că nu a știut despre tăierile ilicite și dă asigurări că vinovatul va fi pedepsit. Va fi sancționat disciplinar pentru admiterea acestor încălcări. Potrivit autorităților, astfel de controle vor fi efectuate în continuare și în alte întreprinderi silvice din țară. Până acum, membrii Comisiei Specializate au aplicat o amendă în valoare de 7.000 de lei maestrului silvic din Strășene, responsabil de întocmirea rapoartelor de evidență. Pădurarii de acolo ar fi recoltat mai mult lemn față de volumul planificat, iar valoarea totală a prejudiciilor se ridică la aproximativ 100.000 de lei. Potrivit statisticilor, anual se defrișează peste 5.500 de hectare de păduri, iar se sădesc copaci doar pe o suprafață de peste 1.000 de hectare.
În acest context, responsabilii de la Ministerul Agriculturii au inițiat o campanie de protejare a fondului forestier. Săptămânal au loc deplasări în diferite colțuri ale țării pentru a verifica dacă au loc defrișări ilegale. Săptămâna trecută, de exemplu, inspectorii au înregistrat mai multe ilegalități în procesul de tăiere a copacilor în rezervația Codrii Moldovei din raionul Strășeni, iar apoi au avut loc verificări în pădurile din raionul Hâncești. La acest subiect o să vorbim cu invitatul nostru, Maxim Popov, secretar de stat responsabil de politicile în domeniul protecției mediului și resurselor naturale. Domnule Popov, bună ziua! Bună ziua! Văd că sunteți în drum. Mergeți cumva spre o verificare? Și unde mergeți? Da, exact. Suntem în drum, ne deplasăm spre raionul Ungheni. Uh-huh. Astăzi am planificat o inspecție în raionul Ungheni, într-un ocol silvic. Respectiv, sper în curând să ajungem acolo. În acest fel constatați dacă au loc defrișările și monitorizați situația în teren? Da, în acest fel constatăm, dar nu defrișările. Defrișările înseamnă altceva. Este procesul când se scoate rădăcina din pământ. Constatăm, sau mai bine zis, inspectăm fondul silvic forestier și totodată constatăm dacă sunt unele abateri sau ilegalități. Domnule Popov, din câte înțelegem, autoritățile vor să evalueze situația și să ia anumite decizii pentru a evita micșorarea fondului forestier. Despre ce anume decizii este vorba și ce propuneri sau acțiuni veți întreprinde pentru a salva pădurile Moldovei? Deci, acțiunea care am planificat-o noi împreună cu Inspectoratul Protecția Mediului, pentru Protecția Mediului, ofițerii CNA și SIS, are un obiectiv foarte clar și totodată simplu. O să evaluăm volumul de masă lemnoasă exactă care se extrage, pentru ca să ulterior fundamentăm o decizie în ceea ce privește cât lemn de foc o să avem nevoie în următoarea perioadă și câte tăieri aprobăm pentru următorii 2-3 ani, să zicem așa. Pentru că în urma verificărilor noastre constatăm, mă rog, e o tendință în urma celor 3 verificări, e o tendință să avem un volum de masă lemnoasă tăiat în plus la 20, 30, 40, îmi pare rău să o spun, pe alocuri și 90% mai mult decât cel aprobat. Asta înseamnă că au loc tăieri ilegale. Ce riscă cei care fac asta? Păi, în funcție de prejudiciul cauzat, pedepsele sau riscurile sunt diferite. Pot fi amenzi sau deja poate să se expună procuratura dacă în funcție de prejudicie e dosar penal sau nu. Nu pot să zic că peste tot sunt depistate ilegalități. Spre exemplu, din ceea ce am inspectat noi, în raionul Hâncești a fost o situație, să zic așa, mai mult sau mai puțin reală sau acceptabilă. Pentru că există și o marjă de eroare când facem noi aceste calcule la volumul de masă recoltat, pentru că copacul deja nu mai este acolo. E o formulă care se aplică în funcție de înălțime, de repriza în care a fost tăiat copacul și așa mai departe. Bine, au fost și unele abateri mai mari pe alocuri, dar în general, da, există o tendință să se taie un pic mai mult decât ceea ce e aprobat. Domnule Popov, dar cine sunt în cele mai dese cazuri vinovați de cele întâmplate? Sunt pădurarii implicați sau vin cetățeni, nu știu, de rând, din sate? Sau e o afacere cumva ilegală? Nu pot să mă expun, poate să o fac ulterior procuratura, probabil. Cert este că atribuțiile în fișa postului unui pădurar sau printre principalele atribuții e protecția și paza pădurii. Uh-huh. Deci pădurarul este responsabil de este responsabil de protecția pădurii. Totodată este cel care administrează sau organizează procesul de tăiere. Respectiv, o oarecare responsabilitate sau cea mai mare responsabilitate îi revine pădurarului în acest proces. Probabil unele tăieri ilegale pot fi făcute și de
în neștiință de cauza păduralului, să zic așa, dar nu pot să spun cine. Cât vor dura verificările la acest subiect? Avem o mică problemă pentru că pădurea începe să înverzească și e foarte greu ulterior când încep a crește iarba, arbuștii, să depistăm cioatele, dar noi ne propunem cel puțin până la mijlocul lunii iunie. Am înțeles. Așa. Domnule Popov, anii trecuți, în fiecare primăvară, se organizau anumite acțiuni de înverzire a spațiilor, de sădire a copacilor. Anul ăsta, probabil din cauza pandemiei, nu s-a putut face acest lucru. Se urmează să se facă astfel de activități în viitorul apropiat? Da, într-adevăr, la sfârșitul lunii martie noi planificam o campanie amplă pe tot teritoriul Republicii Moldova de plantare, dar din cauza pandemiei și situației pe care o cunoaștem cu toții, nu am mai reușit să o implementăm, să o realizăm. În oricum, toate întreprinderile silvice au sădit, sau să zic așa, au sădit câteva parcele. Cert este că am planificat o sumă care va merge foarte recent spre plată în valoare de 2 milioane de lei din Fondul Ecologic Național. Pentru aceste împăduriri. Ulterior vom identifica și alte surse, pentru că am purtat discuții și cu partenerii noștri de dezvoltare, și anume organizația FAO, pentru a identifica o linie de finanțare anume pentru împăduriri și, să zic așa, revitalizarea acelor fâșii de protecție a câmpurilor agricole. Am înțeles, domnule Popov, noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația și vă dorim în continuare drum bun, mai aveți, știu, mulțumesc că de mers, și o zi productivă sau o deplasare productivă. Vă mulțumesc mult și chiar vreau să vă mulțumesc pentru că aveți un interes pentru acest subiect foarte, foarte important pentru noi. E adevărat, într-adevăr este un subiect foarte important. Natura acum ne-o protejăm, așa o să o avem în viitor. Vă mulțumim mult, domnule Popov. Alături de noi a fost domnul Maxim Popov, secretar de stat, responsabil de politicile în domeniul protecției mediului și resurselor naturale. Iar noi vom Iar noi vă îndemnăm aici, da, să aveți grijă de păduri, să nu tăieți ilegal copacii și mai bine să plantați câțiva pomi, dacă vă permite asta spațiul din jurul casei, de ce nu, a blocului. Da, respectați legile. Continuăm. După ce a călătorit pe jos și fără bani aproape 2000 de kilometri prin Italia, moldoveanul Andrei Plugaru a decis să-și redescopere țara de baștină. Mai ales că în Moldova avem atâtea locuri frumoase care așteaptă să fie descoperite. De data aceasta însă va merge pe jos nu 2000, ci 200 de kilometri prin satele Moldovei. În aventura sa, el va face echipă cu un prieten. Andrei Plugarul este moldoveanul care a călătorit prin Italia pe jos și fără bani. Acesta a pornit dintre Treviso spre Sicilia, a dormit prin păduri și case părăsite. Aventura lui Andrei a durat 92 de zile, timp în care s-a depășit pe sine. Sunt aici, chiar în vârf! Fiind obișnuit cu un mod activ de viață, izolarea în casă pe timp de pandemie a fost un adevărat chin, așa că a pornit să descopere Moldova la pas, doar că de data aceasta a însoțit de prietenul său, Victor. Noi suntem în satul Chișcăreni. Începem o nouă călătorie. Da, care... de la punctul zero. Și-a început călătoria de la Movila Nicolae Caso din Chișcăreni, care poartă numele unui boier ce a trăit pe aceste meleaguri. Satul Chișcăreni este un sat mare. Denumirea lui provine de la niște peștișori chișcari, care cândva de mult au locuit la noi în râu, dar pe parcursul timpului râul a secat. El era vestit în lume ca un om foarte deștept și de ce și-a primit numele lui, da? Al doilea ca filosoful din Chișcăreni. În urma filozofului din Chișcăreni a rămas doar Movila, ce-i poartă numele. Pe timpuri era un turn de observație pentru pompieri. Astăzi aceasta servește drept punct turistic și este înconjurată de liliac. Timp de
o săptămână, aventurierii își propun să viziteze mai multe destinații istorice ale Moldovei. Vor merge pe jos, vor dormi în corturi și vor avea minim de provizii. Tu n-ai mâncat nimic astăzi. Eu am mâncat, dar tu nu. Nu. Ieri nu știu dacă am mâncat. Dacă vreți să vedeți prin ce peripeții mai trec, nu aveți decât să-i urmăriți pe pagina de YouTube. Urmează. Are 70 de ani, dar arată ca o puștoaică. În continuare, la Telemagazin aflăm secretul frumuseții și a siluetei incredibile a creatoarei de modă Vera Wang. Dacă până acum utilizatorii Google Play căutau aplicația necesară după numele sau cuvântul cheie, ca apoi să le fie afișată o listă sortată aleatoriu, acum serviciile oferite vor fi mult mai avansate. Google introduce filtre care să vă ajute să căutați produsul potrivit. De exemplu, puteți sorta în funcție de rating, de data lansării sau cu mențiunea Editor's Choice, adică sugestie recomandată. În acest fel, va fi mai ușor să alegeți varianta potrivită. Luna trecută, magazinul a primit opțiuni pentru control parental, care permit restricționarea căutărilor după aplicații la selecțiile potrivite copiilor. Coronavirusul poate complica lucrurile atunci când decideți să adoptați un câine. Cum să-ți găsești patrupedul prieten atunci când trebuie să respecti distanța socială și, în general, ești îndemnat să stai în casă? Un brand cunoscut de hrană pentru câini lucrează la un proiect de adopție a patrupezilor prin intermediul, atenție, aplicației Zoom. Organizatorii susțin că noi toți trăim într-o lume a aplicațiilor de apeluri video, unde putem socializa, conecta cu prietenii și familia. De ce nu am face atunci același lucru cu animalele de companie care își caută o familie? Inițiativa oferă posibilitate oamenilor să vadă câinii, virtual să afle orice informație și să-i adopte fără a părăsi casa. Mai mult, sponsorii proiectului vor suporta toate cheltuielile pentru adopție. Minunat, minunat proiect. Senzațional, pentru că în acest fel tu îți găsești cățelul potrivit. Cățelul își găsește o casă și nu încalci regimul de carantină. Da, și nu te expui riscului. Aceeași aplicație este bună de folosit și ca să vorbești cu animalele tale acasă dacă stau toată ziua singure. Îți dai seama să le înveți să se apropie de cameră și să vorbească cu stăpânul. Cred că poți seta să aplicația să răspundă automat după câteva apeluri, dar animalele vin la vocea ta, indiferent de Zic situație. Eu să te ocupi cu pisicile tale. O să încerc să le educ așa. Anul 2020 aduce și surprize plăcute. Numai decât. Într-un sat din Polonia, supranumit Tărâmul Amazoanelor, din cauza că acolo timp de 10 ani s-au născut doar fete, iată că în sfârșit pe lume a venit primul băiat. Felicitări! Localnicii consideră nașterea lui o adevărată minune, iar familia ar urma să primească o recompensă generoasă din partea statului.
Pe fundalul exploziei demografice masculine, luăm o scurtă pauză, după care revenim. Stați aproape!